Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Am revenit și eu, după cum vedeți, și să știți că am nevoie de timp să-mi găsesc din nou cuvintele pe cameră, pentru că se vede că n-am mai filmat de mult. Am terminat cu tot ce aveam de rezolvat, cu vacanță și cu alte chestii. Noi am fost în perioada cu capacitatea și s-a terminat în sfârșit și stresul acesta, deci sper eu că voi putea să postez din ce în ce mai des de acum înainte. Cu siguranță o să postez mai des decât în ultima perioadă și v-am promis că revin eu cu un clip cu parfumuri accesibile pentru perioada caldă, pentru vară, și m-am gândit să fac un clip, că nu am adus doar, știți că îmi place să fac clipuri cu parfumuri accesibile, must have cumva, parfumuri pe care eu vi le super recomand și care mie îmi plac foarte mult. De data aceasta am cules din colecția mea toate parfumurile pe care eu le consider accesibile. Unele nu sunt chiar atât de accesibile, dar au prețuri bune în momentul acesta și am adus aici aproape toate parfumurile accesibile, pentru că mereu rătăcesc din ele și nu cred că le-am găsit pe toate, dar sunt majoritatea aici. Și vreau să vă vorbesc despre parfumuri accesibile care mie îmi plac foarte mult și despre parfumuri către care nu prea întind mâna, pentru că mi se pare important să știți, sau dacă rezonăm cumva, să știți și despre parfumurile pe care eu le am în colecție, însă nu prea le folosesc, sau da, tot ce vă spun în momentul acesta este valabil acum. Poate că la un moment dat o să întind mâna, de exemplu, după parfumuri mai ușoare, mai fresh. Eu le consider un pic fără personalitate pe unele, dar este posibil ca la un moment dat să-mi placă și genul acesta de parfumuri. De fapt, îmi plac și sunt parfumuri plăcute, dar am altele mai interesante, ce să zic. Cam asta este. Și cred că voi mă înțelegeți perfect. Ei bine, haideți să începem, că am aici foarte multe parfumuri și va fi un clip lung, vă anunț de acum. Avem așa, parfumuri arăbești, parfumuri de designer, parfumuri Avon, Oriflame, Yves Rocher, parfumuri de vedetă și cam atât, da? Din aceste categorii avem și haideți să începem cu parfumurile arăbești. Nu o să vă povestesc foarte mult despre fiecare parfum în parte, pentru că despre unele oricum v-am tot povestit în clipurile mele și sunt și multe, dar dacă vreți să fac recenzii, îmi spuneți dacă vreți să aflați mai multe despre un anumit parfum. Și o să încep cu parfumuri arăbești și cu parfumurile de la Twins, pentru că știți că le ador și le super, super recomand, au prețuri bune, sunt bune. O să vă las un cod de discount aici pe ecran, le găsiți și în descriere oricum codurile. Și haideți să vorbim puțin despre ele. Mojo. Pe Mojo știți că îl ador. Este totuși un parfum dulce. Nu e chiar de purtat în momentul acesta, la ora 2, într-o zi în care pur și simplu te sufoci. Însă sunt și vara zile mai răcoroase și l-aș purta. Și acum depinde și din ce zona a țării sunteți sau din ce țară sunteți, poate că la voi este mai răcoare, aș putea să vi-l recomand și pentru vară. De fapt, vi-l recomand și pentru vară, mai ales dacă vă plac parfumurile dulci. Și v-am mai zis eu că vara nu este doar foarte, foarte cald, mai sunt și zile din astea mai răcoroase, e ok. Acum, ce vreau eu să vă zic despre Mon Crush, un mic update, pentru că eu vi l-am prezentat la un moment dat, v-am spus că îmi place foarte mult și acum vin și cu un update. Îmi place foarte mult, dar mai mult îmi place pe un bărbat. Nu este un parfum pe care să-l port eu, pentru că nu mi se potrivește, dar este foarte frumos parfumul. Are un pic din Baccarat Rouge, un iz, dar diferit totuși. Este citric, este lemnos, este frumos, este puternic, are personalitate, are profunzime, este puternic și este foarte, foarte persistent. Eu îl văd mai mult pentru un bărbat și îmi place foarte mult, băieții mei îl poartă pe acesta și îl simt mereu în aer și chiar îmi place foarte mult, dar nu mi se potrivește mie. Deci,
update Mon Crush nu este pentru mine, dar este foarte frumos. Dacă sunt și băieți pe aici, chiar vi-l super recomand, are un preț bun, este un parfum foarte ok. Parte vorbim despre un parfum de la Al Rehab, de fapt despre un ulei parfumat care îmi place foarte mult, pe care l-am luat la un moment dat odată cu Chocomask. Chocomask pe care l-am dat imediat pentru că nu persista pe mine, însă greșeala mea este că l-am dat imediat și nu l-am lăsat la macerat, că poate că trebuia să-i dau o șansă să-l las să se macereze, dar nu i-am dat și nici nu l-am mai recuperat. L-am lăsat undeva acolo în dulap pe de-alal până când au început să mă tenteze parfumurile de la Al Rehab și vreau să-mi iau parfumul și vreau să îmi iau și soft. Poate mai recomandați și voi alte parfumuri de la Al Rehab care vouă vă plac foarte, foarte mult și mai vreau și eu să testez altele, dar ăsta îmi place mult de tot, este caramelicios, este cumva pudrățel caramelicios așa, gurmand și chiar și uleiul acesta mi se pare că persistă foarte bine, dar vreau parfumul. Și poate să le combin, că până la urmă asta este ideea. Haideți să vorbim și despre parfumurile de pe parfumat.ro, la fel vă las pe ecran un cod de discount dacă faceți cumpărături la ei. Am văzut că au foarte multe noutăți, din păcate nu am testat nimic pentru că nimic nou, pentru că eu ca să le testez ar trebui să le cumpăr și sinceră să fiu nu aș cumpăra blind atâtea parfumuri pentru că nu am de ce. Mi-ar plăcea să le testez, poate o să fac rost la un moment dat de niște mostre, dar asta este, nu le-am testat, vă povestesc despre parfumurile pe care le am eu în colecție și am aici Black Kiss și Pradox. Black Kiss este după Nishane Ani, din nou un parfum superb și foarte puternic, dar pentru zilele mai răcoroase, pentru seară și pentru perioada rece în special, însă pe Pradox îl văd purtat foarte bine, mersi și acum, dar din nou, din, nu știu, seara sau în zile mai răcoroase, dar ce vreau eu să vă zic, pe parfumat.ro găsiți clona după Jo Malone, Wood Sage and Sea Salt. Mie îmi place foarte mult parfumul acela de la Jo Malone în perioada aceasta, l-am purtat și la mare și o să vină un clip să vedeți și ce parfumuri am purtat la mare, pentru că am purtat și niște parfumuri noi pe care voi nu le-ați văzut încă. Găsiți clona, clona este de la Lorina, eu am testat-o și mi se pare că seamănă foarte bine cu originalul, nici originalul nu are o putere foarte mare, deci eu vă recomand cu mare drag să luați clona. Mi se pare un pic mai citric parcă cel de la Lorina, însă seamănă destul de bine pentru că nu este nici cel de la Jo Malone un parfum foarte complicat, dar este foarte plăcut și foarte potrivit acum când este foarte cald. Deci nu neapărat Pradox, pur și simplu găsiți acolo clonele acelea pentru parfumuri mai fresh, mai ușoare, dar mie îmi place foarte mult Pradox, îmi place mult de tot. Vă povestesc și despre două parfumuri mai jucăușe pe care le văd purtate vara și nu numai. Și avem aici și Escada Candy Love și avem și Moschino, toi doi bubblegum. Deci sunt superbe parfumurile astea, superbisime. Nu au ele o putere extraordinar de mare, dar nu sunt nici cele mai slabe parfumuri și oricum, mai ales vara, ați văzut, este foarte cald, îți faci dușuri toată ziua pentru că trebuie să te răcorești cumva și atunci oricum nu te dai cu un parfum să te țină două zile, dar pentru vară cred eu că sunt super ok și haideți să știți că parfumurile astea sunt ale fetiței mele. Dar îmi plac și mie foarte mult și vi le recomand cu mare drag. Aici avem Escada Candy Love. Este superb. Este dulce, este bombonicios. Miroase ca Chupa Chups, dar are și ceva feminin în el. Probabil că trandafirul acela. Ok, este un parfum frumos, foarte vesel, foarte tineresc, foarte jucăuș. Și mie îmi place mult de tot sticla asta. Poate că o să o iau și pe cea roșie până la urmă.
Iar ursulețul acesta îmi place și mai mult. Deci îmi place și mai mult parfumul acesta. Are și el un miros de bubblegum, de Hubba Bubba. Nu mai avem Chupa Chups aici, avem Hubba Bubba. Îmi place și Moschino celălalt cu sticla transparentă, foarte frumos și acela chiar este potrivit pentru vară. Este ceva mai efervescent, mai citric, nu atât de copilăros, dar are și acesta ceva feminin în el. Este dulce, este foarte plăcut și nu prea întind mâna după ele pentru că nu sunt ale mele și dacă nu sunt ale mele, nu sunt în locul unde pun eu parfumurile și atunci uit de ele, dar le-aș purta cu plăcere pe oricare. Și oricum pe acesta o să-l recumpăr pentru că îl ador și poate că o să-l iau și pe cel transparent la un moment dat, pentru că îmi place mult sticla și îmi place foarte mult și parfumul. Am un decant din parfum, acela chiar este un parfum pentru perioada caldă și este ceva mai... mai matur, să zic așa. Bine, nu vă gândiți acum că este foarte matur, dar nu este atât de copilăros ca acesta. Din nou, un parfum dulce pentru perioada caldă, parfum dulce pe care poți să-l porți oricând, este Elisab Girl of Now, un parfum pe care eu îl ador, pe care l-am tot inclus în clipurile mele cu parfumuri accesibile, pentru că nu este el cel mai accesibil, însă este un parfum cu fistic, este un parfum dulce, este gurmand, este plăcut. Nu prea l-am mai purtat în ultima perioadă, că tot am testat altele și tot am cumpărat altele. Dar pentru seriile de vară, pentru zilele mai răcoroase, da, este un parfum pe care eu îl super recomand. Să știți că pe mine persistă bine parfumul acesta. Următorul parfum despre care vorbim este unul perfect pentru vară. Este perfect. Este cumpărat anul trecut și mi-a plăcut foarte mult, a fost dragoste la primul puf, însă mi se pare că el cumva este mai intens, na, a stat la macerat, a fost deschis anul trecut, a fost purtat și acum mi se pare că este și mai intens, dar parcă și mai frumos sau pur și simplu îmi place mie și mai mult anul acesta. Și vorbim despre Kenzo World Power Eau de Toilette. Am aici varianta de 30 de ml și îmi place atât de mult parfumul acesta. Este o combinație de sărat cu pudrat, cu are florile acelea uscate în compoziție, are tonga care îi dă un pic de căldură, îi dă un pic de spiciness. Deci este o combinație foarte frumoasă de toate aceste note. Avem imortelă, sare, note pudrate, mosc alb și tonka bean. Este superb, este perfect pentru vară. Nu este nici prea sărat, nici... El este un pic dulceag, este un pic pudrat. Îl ador, deci îl ador. Miroase a vară, miroase a... un câmp încălzit vara, a sare, a o plajă sălbatică, ați văzut cum mai este iarbă pe acolo, se simte sarea, deci este foarte frumos parfumul acesta și chiar are un preț ok acum pe net. Știu că aceasta este varianta 2020, nu mai știu exact ce variantă este, pentru că ele cam seamănă între ele și mai este unul care se numește la fel, parcă și are alte note, dar eu vorbesc despre acesta cu imortelă. Îmi place foarte mult și chiar vreau să mai încerc și altele cu ochiul acesta. Așa cred că îi zice toată lumea. Da, deci este perfect, îl super recomand dacă vreți un parfum sărat și foarte interesant, dar nu seamănă cu alt parfum, este mai deosebit și... Nu știu dacă poate fi plăcut de toată lumea, deci nu este un blind sigur după mine, dar îmi place mult. Așa, și trecem mai departe. Trecem mai departe la White Tea de la Elizabeth Arden. Foarte frumos, foarte frumos acesta, are un ceai, este un parfum ușor, este un parfum cozy. Nici nu l-am mai folosit eu în ultima perioadă pentru că am avut parfumurile mele.
pe care le-am purtat la mare și pe care vreau să le port săptămâna asta și să vorbim despre ele. Dar aici avem un ceai foarte plăcut. Îmi place mult parfumul acesta și în special să-l port seara. Mi se pare foarte cozy, îmi dă o stare de liniște și e frumos. Cred că-l știți și voi pe acesta. Și mai este unul pe care l-am în colecție, tot așa accesibil, este Katy Perry's Indie. Katy Perry's Indie îmi place mai puțin decât White, ca să zic așa. Eu le văd cam în aceeași zonă. Aici știu că avem foarte mult musk, dar este ceva mai strong parfumul acesta și parcă și un pic cremos, lemnos. Îmi place și el. Am început să-mi placă foarte mult parfumurile acestea cu musk și uite că nu l-am mai purtat nici pe el de mult și îl miros acum și îmi place mai mult decât înainte. Da, o să-l iau la purtare pentru că am început să-mi placă foarte mult parfumurile astea curate, dar nu curate la modul fresh, ci curate la modul cremos, cozy, moscate, dar un musk așa plin, un musk nu mai ușor, mai pufos, un musk pufos. Asta îmi place, da. Da, da, da. Odată cu voi le redescopăr și eu. Trecem mai departe la un parfum pe care l-aș purta seara și vorbim despre Guess Seductive Noir. Un parfum accesibil și superb. Superbisim. Da, este un parfum de purtat în zilele mai răcoroase, de purtat seara, de exemplu când am fost eu la mare, mergea perfect în unele zile și de seara nu mai zic pentru că seara a fost chiar răcoare. Am prins noi o perioadă mai răcoroasă, nu așa cum este acum. Deja când am plecat a început să fie căldura aia insuportabilă și eu nu prea suport căldura. Aici avem un vanilat aromatic superb. Superb și foarte seducător. Mai avem așa, de la Trussardi, Donna. Mi se pare că Donna este un parfum foarte elegant și foarte frumos. Un parfum pentru persoanele care nu vor neapărat parfumuri citrice la modul limonadă, ci vor ceva mai elegant, ceva mai floral, are și citrice, dar este perfect și pentru persoanele care nu iubesc neapărat parfumurile citrice. Îmi place foarte mult. Acesta este ceva mai fresh, dar seamănă între ele. Eu, dacă v-aș recomanda unul, ar fi Donna. Pentru că el este ceva mai elegant, un parfum de birou, un parfum mai serios, așa să zicem, un parfum de zi cu zi. Și de cămașă albă mi se pare potrivit. Un alt parfum must have, din punctul meu de vedere, este Amo Ferragamo. Îl ador. Îl ador. Știți că v-am mai vorbit despre el, l-am pus și în clipul trecut și îl super recomand. Din nou, un parfum care nu este de purtat pe caniculă, dar poate fi purtat și vara. Un altul este Anaïs Premier de Lis de la Cacharel și pe el îl văd purtat oricând, în orice sezon, în orice, pentru orice ocazie. Și da, v-am mai zis eu că am descoperit că chiar seamănă foarte bine cu Lintardi, pe care și pe el l-aș purta în unele zile de vară, nu oricând, dar este accesibil și este minunat. Și pentru apă de toaletă persistă super bine, super bine, impresionant. Aici avem un parfum fructat, un parfum feminin, un parfum elegant din punctul meu de vedere și foarte frumos, foarte frumos. Chiar îmi place mult, mult de tot parfumul acesta. Un alt parfum pe care nu l-am purtat foarte mult, dar am de gând să-l port în perioada următoare, dar are o sticlă absolut superbă, superbisimă este sticla aceasta. Vorbim despre Lalique Soleil și chiar să știți că îl iau la purtare. Îmi place foarte mult acest parfum și voiam eu să vă spun că l-am purtat de vreo 2-3 ori. Asta pentru că nu am avut timp. Este el trecut aici ca fiind floral, fructat, gurmand. Eu
Are în bază pralină, musc alb și santal. Să știți că pe mine predomină parcă lemnul de santal. Da. Nu este neapărat... Da, este un parfum de vară cu gurmand. Nu simt cafeaua în el. Dar este foarte frumos. Foarte frumos este. Și e un gurmand fresh, să zicem așa, pentru că știu că atunci când a apărut, lumea a fost foarte dezamăgită că are aceste note, are caramel, are cafea, lapte, pară, migdale, dar este un parfum un parfum gurmand de vară, mai fresh și v-am zis, parcă cumva dintre pralină, caramel, cafea, nu prea le simt eu pe astea. Mai mult se duce în zona asta de lemnos, de proaspăt, condimentat, lemnos, dulceag, nu prea dulce, dar chiar este potrivit pentru vară și vreau să-l port în perioada următoare. Următorul parfum este sălbaticul meu pe care v-am mai zis eu despre el, că îl văd așa, purtat în niște vacanțe, la munte, de exemplu, mă ce cu gândul la natură, la pământ, la brazi, la o zonă mai umedă, să zic așa. Este și el citric, este proaspăt, este pământiu, miroase a pământ și a natură, este frumos. Și să știți că în ultima perioadă am început să văd că varianta aceasta de 20 de ml a revenit și la un preț mai bun, pentru că începuse să-i urce prețul foarte mult. Nu am încercat alte parfumuri, știu că au apărut foarte multe flengăre, dar nu am testat altele. Acesta îmi place foarte mult, nu oricând, nu este parfumul meu de zi cu zi, dar l-aș alege dacă aș pleca acum într-o vacanță la munte. Stați liniștiți că nu mai plec niciunde. Dar da, o să mai plec, dar o să fiu prezentă cu siguranță aici. Haideți să trecem și la parfumuri de la Avon, Oriflame și Yves Rocher. Și o să încep cu unul perfect pentru vară, cel mai potrivit dintre cele trei pe care o să vi le arăt astăzi. Se numește Amber Elixir Cristal și nu este cel mai puternic parfum. Până la urmă vorbim de parfumuri de vară, parfumuri ușoare și până la urmă am ajuns să vorbim tot despre parfumuri dulci, dar ce să faci? Cred că majoritatea de aici sunt dulci. Acesta este dulce, dar este și apos totodată și mi se pare că nu miroase ca alte parfumuri. Are ceva unic, nu vă aștepta să persiste foarte mult, dar e ok, nu dispare chiar așa dintr-o dată. Și mi se pare cumva aromat, îmi place mult cum miroase parfumul acesta și de aceea vi-l arăt. Nu este un parfum must have, dar mi se pare că are ceva special, miroase bine, ce să zic. Următorul este de la Yves Rocher și este superb, este superb parfumul acesta. Avem aici o tuberoză spicy, mi se pare un parfum elegant. El are cardamom, eu simt ceva mentolat în el, poate că acest cardamom miroase bine, este ceva mai intens decât Mystery, nu este nici cel foarte, foarte persistent, dar este ok. Acum depinde și de unde îl cumpărați, pentru că pe unele site-uri am văzut parfumurile de la Yves Rocher prea scumpe totuși. Avem tuberoză indiană, ylang ylang, santal și cardamom. Îmi place cum miroase, îmi place, zice pe Fragrantica că ar fi după Tom Ford Soleil Blanc, că ar semăna cu acesta. Da, miroase bine, îmi place mult parfumul acesta și mai îmi place unul din gama asta și aș mai încerca și altele. Și de la Avon avem un parfum, pe acesta îl văd purtat mai mult seara, dar nu este un parfum prea cald sau prea sexy sau prea elegant, nu este. Mi se pare că nu este nici atât de puternic încât să nu poți să-l porți în
serile de vară, dar poți să-l porți și ziua, are ceva proaspăt în el. Nu este ceva must have, dar dacă vă plac parfumurile de la Avon, este un parfum frumos și mi se pare că Royal era acela care mirosea balsamic, vanilat, ceva cu cafea, dacă nu mă înșel. Ei bine, pe Royal acela o să-l cumpăr în perioada rece. Trebuie să testez că nu mai știu sigur care era. Aici avem mult patchouli, după cum văd eu. Nu l-am prea purtat, trebuie să recunosc, dar nici nu-mi displace. Este un parfum frumos și v-am zis, dacă folosiți parfumul Avon Oriflame, îmi place glamour acesta. Din nou, un parfum la un preț foarte bun, miroase a parfum de lux, miroase foarte bine parfumul acesta. Aici avem un parfum seducător, un parfum plin, o tuberoză diferită, spicy, caldă, plină. Nu este chiar un parfum și cald, este un parfum unde să mă mai dau că vai cât de bine miroase parfumul acesta. Da, nu este neapărat, de fapt, nu este un parfum pentru perioada caldă, însă dacă vrei să ieși undeva într-o seară și este răcoare, poți să-l porți pentru că este absolut superb și nu m-am putut abține să nu-l pun aici. Miroase foarte bine parfumul acesta. Foarte bine, foarte bine. Are un iz nati cumva. Este cald, este frumos. Mă duce cumva în zona tuberozei din cocaine. Din nou, un parfum care nu este pentru perioada caldă, dar aș putea să-l port într-o seară. Mi se pare că, v-am zis, are un preț super bun și miroase a parfum scump, luxos. Haideți să trecem și la niște parfumuri ceva mai ușurele, poate pentru persoanele care preferă parfumurile acvatice, ușoare, proaspete și nu sunt așa ca mine. Nu prea am întins anul acesta mâna după aceste parfumuri, deși anul trecut am adorat Cool Water. Mi-a plăcut foarte mult parfumul acesta, l-am descoperit foarte târziu eu. Dar sunt parfumuri ușoare, sunt parfumuri fructate, apoase și plăcute și sunt și la prețuri bune. Avem și unul de vedetă, este vorba despre Curious de la Britney Spears. Are o sticlă foarte frumoasă și mi se pare diferit de orice parfum de vedetă. Nu este nici el un must have, dar este plăcut. Se simte foarte bine floarea de lotus. Dacă vă place nota asta în parfumuri, acesta este la un preț ok. Din ce mi-amintesc eu, nu știu ce prețuri mai au acum. Și haideți să vorbim și despre Laguna, să vin și cu un mic update. Nu vreau să vorbim despre notele pe care le găsim pe Fragrantica despre Laguna. În primul rând, ador sticluța. Ador sticluța aceasta. Poate că o să o iau la un moment dat și pe aceea mai mare în colecție, care este mată. Dar despre parfum, este un parfum prăfuit așa. Nici nu știu unde să mă dau eu. Hai să dăm o hârtiuță. Să știți că eu mă înșel foarte tare atunci când, bine, le cunosc pe ale mele, dar în magazin mă înșel foarte mult când testez pe blotere, mi se pare o prostie, dar na, când testez mai multe n-ai ce să faci. Dar dacă vrei să testezi unul, testează-l pe piele, pentru că nu este același lucru. Este frumos, este la un preț ok, este un parfum ușor, eu nu simt fructe în parfumul acesta, îl simt proaspăt, pudrat și apos cumva, dar nu simt acel amalgam de note pe care aveam așteptări mai mari de la Laguna, recunosc, dar este un parfum ușor, pe mine nu prea persistă, dar nu pot nici să am pretenții pentru că are un preț foarte mic. E plăcut, e perfect pentru vară, nu mi se pare că are cine știe ce personalitate, dar e frumos. E frumos, ce să zic, îmi place foarte mult sticla, mă duce așa cu gândul la vacanță, nu l-am purtat în vacanță, dar e drăguț, am purtat altele.
Parfumuri accesibile, parfumurile de la Zara. Găsiți o grămadă de parfumuri la Zara, mai dulci, mai lemnoase, fresh, proaspete, de toate felurile și mie îmi plac foarte mult. Eu aici am Warm Freedom. Este un parfum care se duce în zona This Is Her, mă duce cu gândul la zona aia. Nu este un parfum dulce, dar este cumva, se simte parcă lemnul de santal. Nu mai știu ce note are, dar îmi place, cozy. E proaspăt, parcă simt și ceva citric, lemnos, cremos, nu știu, cozy, foarte cozy. Este parfumul acela de seară, de citit o carte. Da, mi se pare că este un parfum care merită avut în colecție pentru că e diferit și îmi spune o poveste. Mă duce cu gândul la momente plăcute, cozy, e frumos. Și mi-a mai plăcut unul citric din gama asta, Captivating Memories, acestea cu capac rotund. Ceva mai citric, nu mai știu cum se numea, dar o să vă pun pe ecran să-l testați pentru că mi s-a părut foarte, foarte frumos. Și am testat recent unul în Zara, care nu este pentru perioada caldă, dar miroase atât de bine și vă recomand să-l testați. Cred că se numește Bohemian Oud. Este genial parfumul acela și se spune că seamănă cu By the Fireplace. Deci vă dați seama că vă duceți clar într-o perioadă rece, toamnă, iarnă. Mie nu mi s-a părut că seamănă foarte, foarte bine sau că este o clonă după By the Fireplace, pentru că mi s-a părut mai dulce chiar și diferit. În fine, parfumurile de la Zara, știți că îmi plac. Aici am minunăția asta de caramel sărat și fistic, tot un parfum dulce, accesibil și minunat, care nu se comportă ca un spray din acesta de corp, se comportă ca un parfum și e ok, persistă bine, e frumos. Mai am aici un parfum de vedetă, God is a Woman. Este frumos, are o bară suculentă dulce, v-am mai povestit despre el. Și haideți să vorbim și despre un parfum de vedetă pe care îl văd foarte potrivit pentru seară. Misterios așa, dulce, asta dacă vă plac parfumurile de vedetă. Este fructat, este plăcut și foarte frumos, mă refer la Midnight Fantasy. Bine, acum pe Fantasy, cred că îl știți deja, este un gurmand, nu este chiar, nu mi se pare că are ceva wow, dar îmi place foarte mult Midnight Fantasy. Și avem niște parfumuri tropicale, niște cocktailuri. Parfumurile de la Escada au prețuri accesibile. Avem cocktailuri aici, avem ananas, avem fructe tropicale, sunt minunate, nu sunt foarte persistente, dar îmi plac. Nu prea le-am mai purtat, nu pot să zic că sunt must have, nu știu dacă le mai găsiți pe acestea, dar ați văzut că a apărut unul nou care se zice că miroase a înghețată de portocale și care mă tentează, dar aș vrea să-l testez totuși, poate ajung și un weekend prin mall. Haideți să vorbim și despre un parfum care îmi place foarte mult și este vorba despre L'Imperatrice 3. Nu știu acum care mai este denumirea lui, dar are un preț accesibil dacă îl căutați pe Makeup, pe Parfumo, pe genul ăsta de magazine. Pe acesta l-am avut la mare, cred că este singurul pe care îl vedeți în clipul acesta, pentru că n-am inclus aici parfumurile pe care le-am purtat. Vai, cât de bine miroase! Aici avem așa, fructe. Avem pepene verde, dar să știți că nu, dacă aș mirosi parfumul acesta, nu m-ar duce cu gândul la pepene. Este și proaspăt. Nu este un parfum foarte persistent, foarte puternic. Este potrivit pentru vară. Dacă vă plac parfumurile fructate, apoase, îmi place mult de tot parfumul acesta, îmi place foarte mult cum se usucă. La început mă duce un pic cu gândul la L'Intardi, nu la L'Intardi, la Irresistible, nu știu de ce.
în deschidere m-a dus cu gândul acolo, dar se usucă diferit, mă duce un pic cu gândul și la parfumurile de la Victoria's Secret, în zona asta. Dar ăsta chiar îmi place. Ăsta chiar îmi place. Ăsta este un parfum de avut în colecție pentru perioada caldă. Și acum mă duce cu gândul și la vacanță, pentru că l-am avut cu mine. Mai am câteva parfumuri accesibile, după care nu prea întind mâna. Vorbim despre Burberry Weekend. Nu-mi displac, pentru că dacă îmi displăceau, nu mai erau în colecția mea. Nici nu știu cât vor sta prin colecție, dar nici nu vreau să le dau, pentru că, v-am zis, sunt într-o perioadă în care îmi plac anumite parfumuri foarte mult, dar gusturile se schimbă, preferințele de fapt se schimbă. Mi se pare un parfum proaspăt, ușor, un pic fructat. Mm-mm-mm. Nu mă dă pe spate. E plăcut. E plăcut, dar mi se pare că nu are acel ceva care să mă atragă foarte mult pe mine. Nici pe acesta nu am apucat să-l port foarte mult. Vorbim despre Escada Joyful. Hai să vedem câtă bucurie aduce parfumul acesta. Din nou, un fructățel fresh, de vară, simplu, proaspăt, plăcut. Îmi place, dar nici el nu are ceva care să mă facă să spun că acesta este un parfum pe care trebuie să-l ai în colecție. Nu. Ce mai aveam? Mai aveam aici Burberry Touch. Ei, să știți că acesta îmi place un pic mai mult, mă atrage mai tare și el este un parfum ușor, un parfum proaspăt, fructat. Îmi place cum se simte, parcă simt un ceiuț floral, feminin, plăcut. Are ceva mai multă profunzime decât Weekend, după mine, dar nu le-am purtat foarte mult, că nu, pur și simplu nu m-au atras atât de tare. Ăsta îmi place mai mult, Touch, Burberry Touch. Așa, mai avem tot din zona asta parfumată, un minunat, de fapt, capacul nu este al lui, cred că Daisy, Oh So Fresh, avea un capac alb, dar i-am pus eu unul că mi se părea că stă urât fără capac, sticla asta este basic. Oh So Fresh este un parfum, așa cum îi spune și numele, fresh. Și este perfect pentru vară, este un parfum ușor, floral, ăsta îmi place mai mult. Asta chiar îmi place mult. Nu am întins mâna după el prea mult pentru că pur și simplu am avut alte parfumuri, dar pe acesta l-am în colecție de mai mult timp și nu a plecat de la mine pentru că îmi place. Este un floral proaspăt. Foarte feminin, foarte plăcut. Îmi place acesta. Am testat la un moment dat și Daisy, parcă ceva mai dulce dacă nu mă înșel, dar ăsta e fresh, îmi place. Și avem Quelque Note d'Amour de la Yves Rocher, ultimul, din nou un parfum accesibil pe care l-am adorat prima dată și când l-am testat acum mi s-a părut că are ceva în el care nu prea mă atrage. Are o deschidere foarte plăcută, dar se usucă cumva tămâios așa și cam dark, dar îmi place mult deschiderea lui. Nu prea îmi place cum se dezvoltă, poate că nu este chiar perioada lui. O să-l mai țin în colecție, dar nu este un must have. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest clip. Dacă aveți nelămuriri, spuneți-mi în comentarii și mai vorbim acolo. Sau o să revin să vorbesc mai mult despre parfumuri care vă interesează și pe voi. Chiar sunt curioasă ce parfumuri accesibile purtați voi în această perioadă și dacă aveți parfumuri pe care eu vi le-am prezentat astăzi, să-mi spuneți și voi care vă plac, care nu vă plac, dacă avem păreri diferite sau nu. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest clip, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și să împărtășiți și cu prietenii voștri clipurile mele, poate cu iubitorii de parfumuri pe care voi îi cunoașteți.
Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem într-un video nou în curând. Promit, promit că o să vin mai des. V-am pupat. Pa, pa!